În 2020 nu puteam vorbi la Iași despre un nou aeroport, la fel cum nu puteam vorbi la Iași în 2020 despre spațiul Schengen. Mă bucur foarte mult că în 14 luni de zile am construit cel mai mare aeroport din România. Toți ieșenii vor putea să ajungă la Iași sau să zboare din noul aeroport fără controlul poliției de frontieră, adică fără să mai putem fi nevoiți să facem toate formalitățile din spațiul Schengen. Iași avea nevoie de această investiție importantă pentru mobilitatea celor care vor să ne viziteze și, sigur, Iași are nevoie de o imagine de oraș european care se poate pune în competiție cu orice alt oraș european pe care îl considerăm ca un oraș dezvoltat. E o cu totul altă experiență pe care îmi dorim să o oferim pasagerilor, pentru că în noul Terminal T4 avem 20 de birouri check-in, 12 birouri de self-check-in și 7 filtre de securitate plus 22 de părți de îmbarcare. Oferim o suprafață de practic 20.000 de metri pătrați pasagerilor, dacă e să comparăm cu cei 4.000 de metri pătrați pe care îi aveam în T3 și T2. Felicit autoritățile locale și județene pentru atragerea fondurilor europene. A fost o viteză incredibilă a realizării investiției. Îl felicit din suflet pe Costel Alexe și de asemenea pe Mihai Chirica pentru modul vizionar în care au gândit dezvoltarea Iașiului ca pol de investiții și ca pol de dezvoltare pentru întreaga zona a Moldovei.